oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Valentina, vă spunem și noi la mulți ani, cu multă sănătate și fie ca soarele care îl purtați în brațe să lumineze și în continuare multe vieți și destine a discipolilor dumneavoastră. Vă admirăm sufletul însetat de truda creatoare și munca pe care o depuneți zi de zi pe altarul profesional. Sunteți cea care cu dărnicie îmbrăcați colectivul în noblețe. Gândurile noastre în puritate și inima în dragoste de tot ceea ce facem. Știți să ne încurajați și să ne motivați, mereu ne susțineți și ne îndrumați. Astăzi, cu plecăciune, vă dăruim aceste flori, încărcate cu toată admirația noastră față de dumneavoastră. Vă dorim tot binele din lume și să vă fie inima împăcată și ochii scăldați de bucuria împlinirilor sufletești. Fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu spor, sănătate de diamant și să vă ofere multe clipe fericite. La mulți ani! Cu cea mai înaltă considerațiune semnează Andrei colectivul gimnaziului Ștefan cel Mare din Livnic. Acest mesaj este pentru dumneavoastră. Da, și dacă spate, stimați colegi, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru atenția dumneavoastră, pentru faptul că îmi sunteți alături. Ne cunoaștem de o perioadă onorabilă de timp. Și vreau să vă mărturisesc că în această perioadă dumneavoastră ați fost pentru mine în diferite ipostaze. Ați fost ca aerul atunci când mi se tăia răsuflarea și aveam nevoie de cineva care să mă ajute să merg mai departe. Ați fost ca lumina atunci când aveam clipe fericite și vedeam lumina din sufletul meu pe chipul dumneavoastră. Ați fost ca medicamentul atunci când aveam o durere și când mă duceam la câte unul din dumneavoastră să-mi spun păsul și să ascult niște cuvinte de consolare. Sunteți permanent ca pământul care mă fac să mă simt sigură și care mă ajută să am încredere în ziua de azi și în ziua de mâine. Vă mulțumesc fiindcă mă răbdați și mă acceptați că știu că eu de multe ori sunt pentru dumneavoastră o durere de cap și vreau să vă doresc să fiți întotdeauna așa cum sunteți, suflet și inimă, cuget, răbdare, putere pentru familiile dumneavoastră, pentru familia noastră, a colectivului, pentru copiii pe care îi creștem și cărora le aducem la clasă, nu atât disciplina noastră, dar omul care suntem, care ne-am format și pe care îi încurajăm să fie și ei. La mulți ani familiilor dumneavoastră, vă iubesc foarte mult, vă mulțumesc și vreau să vă mărturisesc că am avut norocul să activez printre oameni împliniți, printre oameni integri, corecți, toată admirația și toată recunoștința pentru ceea ce sunteți și pentru ceea ce faceți. Și vreau să mulțumesc echipei de la Edit Ohnița, fiindcă sunt mesagerii bucuriei și mesagerii luminii și bunei dispoziții în raion, la mai mult și la mai mare și dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Valentina, până a oferit cuvântul colegilor dumneavoastră, vrem să vă întrebăm de ce anume ați decis să vă înfrățiți destinul cu pedagogia? Probabil că din admirație pentru două mari doamne ale învățământului, două doamne care mi-au marcat viața, este vorba de doamna Profir Maria, profesoară de matematică din Lângeni, și doamna Valentina Vidaico, profesoară de limbă și literatură română din Livnic, ambele cu regret nu sunt printre noi, sunt în lumea celor drepți și probabil că ele m-au inspirat să urmez această cale. Și ne mai spuneți ce înseamnă pentru dumneavoastră împlinirea sufletească? Ce vă face fericită? Știți, probabil că foarte multe lucruri mă fac fericită. Pe plan profesional mă face fericită lumina din ochii copiilor. La ori, atunci când le scripesc ochișori, eu simt că sunt fericită. În cadrul colectivului pedagogic
sunt fericit atunci când colegii se simt bine și când avem o realizare. În plan personal mă fac fericiți copiii mei, nepotul, oamenii care sunt dragi sufletului meu și pe care îi port în suflet. Și, în genere, am învățat să fiu fericită, să găsesc fericirea în lucrurile mici. Doamna Valentina, în această zi, important atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi între colectivul, am vrea să vă urăm și noi sănătate, dar înainte de toate vrem să vă apreciem, să vă spunem că vă prețuim și vă apreciem întreaga activitate și însăși ca om. Fiindcă dumneavoastră sunteți un om cu suflet deschis, binevoitoare, perseverentă, responsabilă, cu demnitate și verticalitate, cu inițiativă, deschisă oricând spre schimbare, gata de orice situație să caute și să ofere soluții de rezolvare, dar mai ales să răspundă provocărilor. Așa vă știm de dumneavoastră, doamna Valentina, un pedagog și un manager de vocație, model pentru discipoli, dar și pentru colegii de breaslă. Am dorit să vă comparăm cu Albina, dar e prea puțin, fiindcă Albina mai are o perioadă de hibernare, dar dumneavoastră, doamna Valentina, sunteți mereu în mișcare, mereu în activitate. Am dorit să vă comparăm cu o regină, dar totuși regina stă acolo undeva sus pe tron, dar dumneavoastră totdeauna sunteți implicată în viața socială, totdeauna sunteți, deci, mereu printre colegi, elevi, profesori, părinți, punând totodată și umărul și povața într-o prosperare a instituției pe care dumneavoastră o conduceți. În calitate de director al gimnaziului Ștefan cel Mare Lipnic, deci mereu promovați ceva ce este nou, util, captivant, atât pentru copii cât și pentru colegi, cu care lucrați cot la cot și ca un bun prieten de echipă, ce manifestați deci un spirit foarte creativ și ca manager de înaltă prestanță profesională, de la care se învață chiar și alții. Deci astăzi, cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, noi, colectivul de profesori Gimnaziul Ștefan cel Mare Lipnic, venim să vă urăm mulți ani fericiți, frumoși, să aveți parte de multă, multă sănătate, să aveți bucurii de la copii și de la nepoțelul Costel, cu care vă mândriți mult și care vă luminează orice zi din viața dumneavoastră. Să vă aibă în pază bunul Dumnezeu și vă urăm zile senine, pline de fericire, de lumină, momente de neuitat, inspirație, energie creativă cât mai multă și mereu să fiți însoțită de cei care vă iubesc și cei care merită să vă iubească. Vă dorim un sincer la mulți ani! Mulțumesc mult! Știm că directorul este capul oricărui colectiv. Dumneavoastră, doamna Valentina, nu numai că sunteți capul colectivului nostru, dar și inima. Sunteți inima colectivului nostru, deoarece degajați permanent căldură sufletească. În orice moment putem să găsim ajutor din partea dumneavoastră și de aceea vă dorim ca să fiți permanent așa, după cum vă știm. Și să fiți răbdătoare atât cu elevii din acest gimnaziu, cât și să fiți răbdătoare și cu noi, că câteodată mai greșim și noi. Să știți că dumneavoastră sunteți motorașul gimnaziului Ștefan cel Mare. Fără dumneavoastră eu nu știu cum ar mai fi fost lucrurile, dar vă iubim foarte mult, vă stimim foarte și foarte mult și suntem mândri că avem așa o persoană în colectivul nostru. Vă dorim multă, multă sănătate, dar de la mine eu te iubesc foarte mult și nu pot să-ți spun doamna Valentina, dar te ești palica pentru mine. Mulțumesc foarte mult! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani!
trăiască, dar cine să trăiască la mulți ani. Doamna Valentina, doamna Valentina, la mulți ani. Să aveți parte numai de momente fericite și cum am simțit eu acum, să vă dea Domnul să vă simțiți multe, multe momente în viața noastră. Crizanteme, dorme, dor, cu aromă dulce-amară, în toamna lor e atât la primăvară. Poate alunga din ochi mâhnirea, o floare poate altul suflet încărzi. O floare aduce de atâtea ori iubirea, iar lumea fără flori ce tristă ar mai